Aici suntem pe Trans Luncani, Transfăgărășanul de Timiș, un drum foarte îngust de o mașină, pe alocuri cu posibilitatea de a acorda prioritate și mașinilor care vin din sens opus, dar în general o șosea care îți mărește adrenalina, într-un cuvânt, cu curbe foarte înguste și cu un grad de dificultate destul de mare. Dar peisajul este superb și chiar merită să parcurgi drumul dacă ai ajuns la complexul turistic Valea lui Liman. Este foarte aproape, este un drum care șerpuiește pe lângă stânci, pe o distanță de 5 km, dar care descrie frumusețea peisajului și din județul Timiș. Uite cât e de frumos. De la Luncanii de jos șerpuiește drumul până la, după 5 km ajungi la o zonă de belvedere extrem de frumoasă. O să încarc și poze de aici, deci merită drumul să-l parcurgi pur și simplu pentru ceea ce întâlnești sus și pentru frumusețea peisajului din zonă și altceva decât drumurile noastre obișnuite. Superb! Ai cum prin județul Timiș, pe Transluncani. Ce abrupt este aici. Drumul e parcurs de un SUV 4x4, deci destul de lat. Dar important este că nu este fluent circulat, că altfel ar fi o problemă cu cu zonele de, cum se numește, zonele Doru? Alveolele, da, alveolele în care te poți retrage pentru a face loc celelalte mașini. Ce fain. Știi, și soarele ăsta de vară cu verdele codrului pădurii. Wow.
foarte frumos. Uitați. Găsește oriunde. Aoleu, aici. Foarte îngustă. Dar am trecut. Curbe în formă de ace de gămălie. La 180 de grade, da. Și aici este un loc de pizza. În drumul spre Transmulțani, în pe șoseaua șerpuită, un loc de popas și de a consuma un fraș. E superb. Cine poate parcurge la picior distanța, e altceva. Aici, aici. Este foarte extrem, extrem de îngust. Abrupt, da, da. Aici am ajuns la baza, la baza Târgușului.